prima zi a lunii mai din acest an va coincide cu deschiderea sezonului tradiționalelor lupte Cureș. În competiție vor intra concurenți de toate vârstele. Cel care va dovedi că este cel mai bun nu va pleca acasă singur. El va fi recompensat cu un batal. Ca și în anii precedenți, competiția se va desfășura în acordurile muzicii tradiționale. Luptele tătărești se vor desfășura în pădurea de la intrarea în valul lui Traian. Cei care vor participa la eveniment vor avea parte de un adevărat spectacol de muzică, dans și sport la iarbă verde.